Așadar, după cum v-am promis, Antena 3 difuzează în premieră națională informațiile în legătură cu activitatea și prezența monstrului de la Caracal, Gheorghe Dincă, și nu voi ezita să-l calific ca atare, pentru că a recunoscut două violuri și două crime. E un monstru. S-ar putea să fie mult mai mult. Dar în ancheta pe care o desfășoară DIICOT, procurorul șef Felix Bănilă spune că a cerut autorităților din Italia și din Statele Unite cooperarea pentru a identifica elemente legate de activitatea lui Gheorghe Dincă. S-ar putea ca pe zona bancară să mai primească ceva informații relevante pentru anchetă. Din păcate, doamnelor și domnilor, din perspectivă polițienească, ceea ce vă prezentăm noi în această seară nu poate fi sub nicio formă de ajutor anchetei în cazul Gheorghe Dincă. Priviți informațiile pe ecran. Doamnelor și domnilor, am contactat poliția italiană și din surse oficiale. Vă putem comunica faptul că, potrivit unor surse oficiale din poliția italiană care au fost contactate, cum vă spuneam, în exclusivitate de Antena 3, nu există niciun fel de informații sau date despre Gheorghe Dincă în vreo bază de date din Italia. 1. Nu există nicio informație privind vreo infracțiune săvârșită de Gheorghe Dincă în Italia sau elemente care să ateste vreo legătură infracțională cu filiere ce țin de prostituție sau alte încălcări ale legii. Doi. Mai mult, în baza de date a poliției italiene nu mai există nici măcar datele de intrare sau ieșire din Italia ale lui Gheorghe Dincă. Știm că acesta a fost acolo la muncă. Dar potrivit regulilor Uniunii Europene, bazele de date cu intrările și ieșirile din țările membre ale cetățenilor se stochează doar 6 luni, apoi sunt șterse. România e membră a Uniunii Europene din 2007. Și pentru că Alecu Racovicianu a avut și el o ipoteză interesantă într-un editorial legată de inspirația sau asemănarea cu un caz al unui monstru din Italia, un monstru care, din păcate, și-a manifestat boala asupra unei românce, o să rog pe el să comenteze. Dați în continuare pe ecran mesajele care mi-au parvenit de la poliția italiană și o să rog pe invitații mei să comenteze această informație. Apoi mai avem încă o informație în exclusivitate pentru voi. Alecu Racovicianu. Bun, deci, în primul rând, bravo că ați obținut de la poliția italiană informațiile astea. Deja, mi se pare că apăruse că anchetatorii din România știau că nu există, că nu fusese expulzat din Italia, că nu a avut nicio interdicție pe perioada în care a stat acolo. Și atunci înseamnă că orice anchetă legată de eventual complici, de metode, de lecții pe care le-ar fi primit de la diverse rețele de proxenetism s-au consumat în afara momentelor în care poliția îl prinde. Sau s-au consumat pe teritoriul României? Sau pe teritoriul României? Nu. Nu, nici vorbă de așa ceva. Părerea mea, mă iertați că după părerea mea, domnul Dincă nici n-are cum să fie prin bazele de date ale poliției italiene, atâta vreme cât el a fost mâna a doua tot timpul. Deci, Dincă, ceea ce s-a încercat să ni se bage nouă în cap după povestea cu lupul singurate care n-a ținut, ca să se protejeze rețeaua, ni s-a băgat în cap că Dincă este capo di tutti capi și că el exportă fete și în Italia și în Bangladesh și pe lună și... Nu! Dincă este la baza acestei rețele, n-are cum să apară, pentru că este un pumnagiu de rând, așa cum era și în România, care le lua de păr, le băga în mașina aia, le dădea un pumn în gură în centrul orașului la 12 ziua. Așa a descoperit și Gâdea când a fost în Italia, că Dincă întotdeauna însoțea pe câte cineva. Și dacă acel cineva, șmecherul ăla care era din Constanța, nu primea taxa de protecție, nu primea taxa ca angajat-o pe nu știu care femeie și așa mai departe, venea Dincă care îi rupea capul.
Deci Dincă n-are ce să... și Dincă, atunci când erau chemați carabinierii în piața aia din Barii de acolo, Dincă era primul care fugea. Poliția, sunt convins că nu l-a... Am mai întrebat și eu. În Italia știm foarte bine, pe mulți dintre ei cunoaștem și noi, Radule, că doar am colaborat cu ei, Alecu. Polițiști italieni care au lucrat aici în România, cunosc bine de tot fenomen. Eu am colaborat cu ei pe vremea Brigăzii Mobile despre mafia lemnului din Borșa, care aveau date foarte clare despre românii care făceau infracțiuni în Italia.